Mea, Bună dragilor! Bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă mă vedeți pentru prima dată, numele meu este Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie. Dacă și voi sunteți în acea zonă de interes, v-aș mulțumi dacă ați apăsat butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a fi la curent de fiecare dată când postez câte un videoclip nou. Abonarea pe acest canal de YouTube este total, total gratuită. Mic disclaimer, o mică, mică paranteză cu o mică precizare, uh, nu mă așteptam să fiți atât de entuziasmați de ceea ce fac eu aici pe YouTube să vă abonați într-un număr atât de mare, atât de rapid. Uh, paranteză la paranteză, treaba asta a deranjat multă lume, dar trecem peste. Și uh, ca o mică mulțumire, ca un semn de mulțumire din partea mea, în momentul în care vom ajunge, știu că toată lumea face giveaway la 1001 abonați. Eu, fiind întotdeauna această gică contra, da, eu voi face giveaway când vom ajunge la 1010 abonați. Bineînțeles că va fi un giveaway parfumat. Dar până atunci, subscribe în continuare, de asemenea v-aș mulțumi dacă ați continuat să lăsați comentarii la videoclipuri, deoarece giveaway-ul, extragerea va fi în baza comentariilor și, în general, dacă sunteți activi, active în comentarii la celelalte videoclipuri, treaba asta, algoritmii oarecum ajută. <coughs> Revenind la oile noastre, subiectul clipului de astăzi îl face un parfum din colecția mea. Vă las aici unboxing-ul și primele impresii pentru el achiziționat la începutul acestui an, însă a devenit rapid unul din preferatele mele. Este genul de parfum. Din nou, în opinia mea, totul este în opinia mea și în percepția mea. Da? Este genul de aromă ce e una personal o văd uh, all season, merge purtată în orice anotimp al anului. E ok să fie purtată vara, e ok să fie purtată chiar și acum în perioada rece. Și este vorba despre suvenir floral bouquet de la Casa Afnan. Deci am venit cu tot cu cutiuță, că știți că da, eu păstrez totul în cutiuțe pentru că suntem în luna decembrie, suntem în luna cadourilor, iar pentru mine și pentru gusturile mele, acest parfum reprezintă un cadou ideal. Da? El vine odată în această cutiuță, din care îl scoatem și avem așa. Avem această cutiuță foarte, foarte, foarte faină. Dacă m-ați întrebat pe mine, eu una aș fi tare fericită să primesc un asemenea cadou. Și aceasta este sticluța. Da, aceasta este sticluța parfumului. Foarte, foarte frumoasă. Aveți aici niște trandafirași capacul da și pulverizatorul este de fapt aici notele pentru acest parfum o să vi le las aici și uh, suvenir floral buchet de la Casa Afnan. Mulți youtuberi din afară spun că este cel mai bun dup pentru Delina de la PDM. Am testat Delina. Mm. Mi se pare, nu știu, mi se pare un preț mult prea mare pentru ceea ce este de fapt de lina Acum, dacă voi, mi de scuze, ca de obicei, probleme tehnice Dacă voi aveți bugete peste bugete peste bugete, din partea mea achiziționați 3 de lina, 4 de lina, câte vreți voi eu prefer această variantă a casei Afnan, este undeva la sub 200 de lei, dacă nu mă înșel, vă las aici. De asemenea, ca de obicei, în bara de descriere veți avea link pentru fiecare din parfumurile despre care vom vorbi astăzi, deoarece în afara recenziei acestui parfum am ca de obicei și 10 variante de layering pentru frumusețea aceasta. Așadar, link în bara de descriere pentru fiecare parfum, link pentru contul meu de Instagram, contul meu de TikTok și nu în ultimul rând pentru Frag Family, grupul meu de pe Facebook, cu și despre parfumuri. Bun, revenind la Delina, la Delina, revenind la suvenir floral buchet, să-l pufăim partea mea preferată. Da, da, acest parfum. Acest parfum, înainte și înainte de toate. În momentul în care eu l-am achiziționat, aveți aici unboxing-ul. Cred că ați văzut pe expresia feței mele, bine, la momentul acela eram și eu la început cu YouTube-ul, aveam tone de trac, tone de emoții și așa mai departe. Nu că acum aș fi depășit foarte mult momentul. Însă, cât de cât mi-a mai revenit, la momentul acela. Adică, în momentul în care achiziționați acest parfum, s-ar putea ca rubarba din acest parfumete să vi se pară mult prea șarp. Rubarba la început are o tentă ușor mai ascuțită. După o săptămână jumătate, două, da? depinde de condițiile de macerare și așa mai departe. Totul devine un mare love, cel puțin pentru mine și pentru nasul meu. Acum, în deschidere, acest parfum se deschide uh, fructat tropical, oarecum, datorită acelei note de rubarbă combinată cu licii, asezonată cu o bergamotă oarecum dulce, dar totodată acidulată. Are un iz ce eu nu pot să-l descriu altfel decât acidulat. Aici întâlnim cel mai frumos combo bujor trandafir din tot ceea ce eu am testat până acum. Ador bujorul și trandafirul din acest parfum. Mi se pare atât de realist, realistic, redat, este o superbitate. E genul acela de aromă ultra, ultra feminină, elegant, versatilă, totodată. Combinată cu o vanilie cu, cu atingeri floral pufoase, da? Are, Este dulceața aceea specifică vaniliei, însă are și ceva ușor aerat, un floral aerat, dar pufos totodată, da? E o treabă acolo. Moscul din bază îi conferă uh, longevitatea acestui parfum. Din nou, în opinia mea. Uh, longevitate, însă. La modul bestie, da? Beast mode. Vorbim aici despre un parfum ce stă pe pielea mea, din nou, pe pielea mea, pe ph ul meu, în funcție de nivelul pielii de hidratare, în funcție de cantitatea de parfum aplicată, da? Ei bine, acest parfum stă pe pielea mea și după duș. Da. Și după duș se resimte destul de bine. Nu e cazul să îmi nasul în piele, cum spun eu, nu, nu pot spune că proiectează la fel ca înainte de duș, nu, aș minți, însă se resimte, se resimte foarte, foarte bine. Îl văd cu siguranță ca pe un parfum de mireasă, însă totodată îmi pare a fi uh, și parfumul acela semnătură, îl văd purtat în multe, multe ocazii, uh, E un alt port și de zi cu zi, da. însă l-aș purta și dacă aș merge la teatru, la operă, la o petrecere. Nu are absolut nimic, nimic, nimic middle-easter. Deci nimic middle-easter. Dacă sunteți iubitoare ale parfumurilor feminine, elegante, din nou, versatile totodată, consider că ați putea lua în calcul acest parfum. Trandafirul de aici Știți că eu am o problemă cu Trandafirul Trandafirul de aici, în dry down Este acel Trandafir Moscat pudrat da? Acel trandafir tânăr Acel trandafir vesel Nu este trandafirul acela nobil Greu, copleșitor, nu E genul de parfum Fără vârstă, cum spun eu Cu siguranță el acum este consumat bine, voi nu aveți cum să vedeți. El este băut aproape jumătate. În momentul în care, da, este băut aproape jumătate în condițiile în care aici l-am achiziționat, în acest an. În momentul în care îl voi termina, cu siguranță îl voi recumpăra. Cu siguranță. Din tot ce am testat până acum, da, după nasul meu și după felul în care percep și resimt eu un parfum, suvenir floral bouquet, într-adevăr, merge un 90% către Delina. Însă, eu îl prefer să-l văd ca pe un parfum cu ADN de sine stătător al Casei Afnan. Și da, știți că iubesc Casa Afnan și iubesc acest parfum. Acum, pentru variantele de layering. Prima variantă de layering, care este la modul de magnet de complimente, care în afara modului bestie în care vine acest suvenir floral buchet, parfumul cu care îl vom combina este din nou un parfum Beast Mode. Este un parfum al casei Ahmed al Maghribi, este din nou un parfum ce m-a dus mult în zona de trandafir pentru că vorbim aici despre un parfum cu o multitudine de trandafiri. V-am vorbit în acest clip mai multe despre el, iar acest parfum se numește Bidun Esam al casei Ahmed. Da. Băut foarte mult și dânsul, băut foarte mult în condițiile în care el vine în 39% concentrație de uleiuri și este un parfum mega potent, dar mega mega potent. În ziua în care eu am încercat această variantă de layering, pur și simplu prima dată am aplicat bidun esam, iar peste am venit cu Su, uh, suvenir floral buchet. Îmi cer scuze, dar îmi sună celălalt telefon pentru că ce să vedeți și eu două telefoane. Bun. Ce obținem? Ce obținem? Ca aici e treaba, da? Ce obținem? Obținem, mergem de fapt pe același ADN al lui... Tot mă uit, nu mă întrebați de ce, dar mereu am impresia, îmi vine să-i spun buchet floral suvenir, da? Suvenir floral buchet, Mergem pe aceeași linie, doar că combinând cu bidun esam de la Ahmed al Maghribi, pur și simplu amplifici trandafirul deja existent în suvenir. Se amplifică trandafirul și totodată nota aceea ușor tropicală, dar combinația aceea de rubarbă și licii, este foarte, foarte mult redusă. Obții astfel o aromă din nou. Chiar dacă bidune Sam are listată nota de ud, v-am mai spus eu că am impresia că este cel mai luminos. Este un alt fel de ud aici. Este un ud foarte greu de descris în cuvinte. Nu este udul acela dulceag, nu este udul acela puternic, nu este nici udul acela animalic. Este genul acela de ud aerat. În parfumul Bidune Sam, de sine stătător, eu nu prea îl resimt atât de wow, adică nu e ceva deranjant dacă nu ești în zona middle -ister. Însă, în momentul în care combine aceste două parfumuri, de aici îți dispare nota tropicală de lici și rubarbă, iar de aici îți dispare udul. Și obții o aromă, din nou, mega feminină, bazată pe bujor, trandafir, vanilie și mosc. Cam asta este tot ce resimt eu. Este o combinație beast mode boss level, da, foarte, foarte este bombă. Combinația este bombă. Și din nou, mega feminină, mega elegantă, stilată, luxoasă, din nou fără vârstă și magnet de complimente. Pur și simplu este magnet de complimente. Următoarea combinație, acum să nu mă înjurați foarte tare, deoarece acest ulei nu este momentan pe stoc, pe site-ul celor de la Dubai Collection, vorbim de 28-28 flavors, da? inspirat din Kayali Vanilla 28. Această combinație, Doamne Dumnezeule, Doamne Dumnezeule, face. Ca acest suvenir floral buchet să fie un parfum mega iernatic, da? un parfum de vreme foarte, foarte rece. Pentru că, pur și simplu, vanilia ce o resimt deja în acest parfum este amplificată de vanilia din acest ulei. Vanilie, zahăr ars, toate dulcegăriile din lume toată aroma aceea de chiurtoșcolaci, oarecum, pe locuri, da? Toate, toate combinate. Și da, este pur și simplu, obțineți un suvenir floral buchet cu tente gurmande. Dar nu gurmandul acela clasic, după cum v-am terorizat eu în fiecare videoclip. Nu! Este un gurmand cu tente florale, sexy, ușor, ușor, tropical. Este pur și simplu nebunie. Fie că aplicați uh, ca bază uleiul, iar apoi veniți cu parfumul peste, fie că vă aplicați uleiul, cum v-am spus eu, în nenumărate videoclipuri pe lungimea părului, iar apoi parfumul pe haine și pe piele, combinația este de zile mari. Da, este ceva. Deci pur și simplu îți lasă senzația aceea de apă în gură. Este ceva mâncabil, feminin, stilat, luxos, toate împreună. Următoarea combinație, la fel de cu subton mâncabil, este cu parfumul și uleiul de la Dalal, ambele ale casei al Rehab. Da, acest Dalal îl vedeți voi atât, dar face parte din sticluțele mele de backup, pentru că vechiul Dalal s-a băut. El ca parfum de sine stătător, v-am vorbit aici mai multe despre parfum și despre ulei. Nu este acel parfum cu performanțe wow. Nu. Undeva la 4-5 ore pe piele, în funcție de numărul de pufuri aplicate. Însă uleiul lăsasem jos, nu știu de ce. Și la el avem nevoie de backup pentru că și aceasta este una din sticluțele cele multe de backup. Uleiul este o aromă oarecum mai bogată, mai rotundă, mai profundă. Vanilia de aici duce în genul acela de efectul acela battery, da? Cremos. Foarte, foarte faină. Din nou, cele două parfumuri, însă cu mențiunea că de data aceasta aplicăm suvenir floral buchet ca bază, deoarece are performanțe mult mai bune, iar Dalal pur și simplu venim cu el pe deasupra. Da, da. Și avem același ADN al lui Suvenir Floral Buchet, acompaniat de data aceasta de un caramel. Se amplifică oarecum izul acela floral, da? Bujorul, trandafirul Nu știu Capătă o amploare Din nou Rubarba se domolește Nu se stinge treptat Însă se domolește Îl duce mult mai mult în zona Nu știu, poate sunteți iubitoare Ale uh, Lui suvenir floral buchet Însă uh, Combinația de rubarbă și licii Vă duce cu gândul la vară Dacă aveți aceste produse, <laughs> combinațiile, combinațiile și garantat tenta aceea, combinația duo-ul acela de rubarbă și licii se diminuează și ADN-ul de aici capătă, cum să spun eu, este ca și cum ai lua uh, scheletul de aici fără rubarbă și licii și ai presăra pe deasupra caramel dulce, da dulce fierbinte. Cam asta este combinația ce o resimt eu în momentul în care fac layering cu aceste parfumuri. Trecem la o combinație mega bombă. Aveți grijă cu numărul de pufuri din această variantă de layering. Roș 25 pentru 5% discount, pentru că da. Vorbim despre un parfum de pe site-ul celor de la Dubai Collection și anume Forbidden Sugar de la Emir, care este de fapt un extract de parfum inspirat din acest parfum. Inspirat din acest parfum este un extract de parfum și revenim la parfum. Bun. Aici fac din nou invers. Aplic Forbidden Sugar ca bază, primul strat, cum se spune, iar apoi Doamne, cum e! Iar apoi vin cu suvenir floral buchet. Bun. Și este bombă nucleară, credeți-mă. Ce să mai apropii blotărul că se simte în cameră? Doamne! Aveți acea uh, delina a casei Afnan, da? Combinată cu miere, pur și simplu tort miere, da? Deci tort miere, o tonă de miere resimt în momentul de față. Un ușor iz uh, exotic cu mult zahăr, da? Deci toate, toate combinate. E genul de variantă de layering ce aș vedea o purtată la un... Uh, Date night, că tot se folosește termenul la un date night, la o petrecere de Crăciun, de Prevelion, dar petrecere, da, nu în sânul familiei, deoarece ele două ca parfumuri de sine stătătoare sunt super bombe. Gândiți-vă ce înseamnă când le combinați, da? vorbesc la modul cel mai serios, știți deja că eu sunt over sprayer, însă... Cu treaba aceasta nu este de joacă. Garanta nu e de joacă. Ai putea face oversprayer cu aceste două parfumuri, combinându-le doar dacă mergi la un târg de Crăciun sau undeva în aer liber. Acolo da. Și dacă mergi într -un, la un târg de Crăciun și este mega aglomerat, persoanele cu care mergi tu vor ști de unde să te ia din mulțime dacă porți combinația aceasta. Este dulcele extrem, dar totodată floral, totodată este și elegant, este și sexy, are și latura aceea mâncabilă, are tot ce vreți voi. Dar dacă nu sunteți în zona parfumurilor mega dulci, stați departe de treaba asta. Și în afară de asta este genul de variantă de layering ce aș vedea o purtată strict în sezonul rece, dar strict în sezonul rece. Este extrem de puternică, dar mă repet, a și a oară, este extrem de puternică pentru primăvară, vară, chiar și toamnă. Undeva sfârșitul toamnei, iarnă, da, cam acolo aș purta varianta aceasta de leering. Următoarea variantă de layering, din nou sper să nu fiu foarte înjurată deoarece nici acest parfum nu mai este pe uh, site-ul celor de la Parfumas Vorbim tot de un parfum al casei Afnan, Rare Passion da. Rar Passion este acea bombiță de sine stătătoare cu trandafir, vanilie, floare de portocal Este acea oriana ajunsă la maturitate și ce se întâmplă atunci când combini o Oriană ajunsă la maturitate cu o Delina între tinerețe și maturitate? Doamne, Dumnezeule! Din nou, dacă nu sunteți în zona parfumurilor bombă, dacă nu sunteți genul acela de persoane care vor să lase dâră de parfum, nu, nu uh, combinați aceste două parfumuri. Nu le combinați, stați departe. Din nou, dacă sunteți timide și nu vreți să atrageți atenția sau sunteți firi mai retrase, din nou, nu combinați aceste două parfumuri. Nu, pentru că este genul acela de aromă pur și simplu narcotică. Este o aromă plină de sex appeal, dar plină. Este categoric un magnet de complimente. Ai mult trandafir, dar trandafirul acela dulce, nu acela, cum să-l descriu eu, categoric nu are nicio treabă cu trandafirul bulgăresc, însă nu are nicio treabă nici cu trandafirul acela gemi, cum se spune, da? de dulceață, nu. Este un trandafir plin cu, plin de vanilie, floare de portocal, și ceva petale de bujor. Da, bujorul din um, suvenir floral bouquet încă se resimte aici. Dar da, categoric este din nou bombiță, la fel ca și combinația precedentă cu Forbidden Sugar, este bombiță, are performanțe imense, imense și dacă ar fi să aleg sau dacă ar fi să le asociez, nu știu. Rar Passion combinat cu suvenir floral buchet l-aș purta la o petrecere. Pe când Forbidden Sugar combinat cu uh, suvenir floral buchet, deci o să-mi scriu undeva, da, uh, l-aș vedea categoric purtat undeva la club. Da? E genul acela mai de noapte, un pic mai obrăsnicuț. Pe când combinația cu rar peșen uh, are totuși acel vibe de. îți transmite această stare de doamnă, da? să nu ne mai murdărim de engleză la guriță. Următoarea combinație, mi se pare că acesta este încă pe stocul celor de la Dubai Collection, cred că este din nou Roș, 25. Vorbim despre uleiul de la Ud Arabi Mango Delicios, inspirat din acest parfum. O combinație ce este pretabilă, purtabilă în orice sezon, în opinia mea. Chiar dacă aici avem rubarbă și licii și aici avem cu despre mango, mult, mult mango acel mango dulce zemos proaspăt tăiat, o aromă mega, mega natural redată. Din nou, nu vin și vă spun, nu dați banii pe prostii, luați ud darabi la copii pentru că să vedeți că are ingrediente naturale și bla bla bla, nu. Aroma în sine este extrem, extrem de naturală, extrem de naturală și cele două merg foarte, foarte bine combinate împreună. Este mango acela atât de delicios, de zemos, de suculent și de tot ce vreți voi, încât te poate duce și cu gândul la vară. Dar merge foarte, foarte bine combinat chiar și acum pe vreme rece. Este obțineți o delina cu tente gurmande, cu tente uh, fructate dulci, da? Ar fi un flanker de lina cu mango. Da, deci obțineți un parfum nou și anume un flanker de lina cu mango. Dar, din nou, este genul de aromă ce creează dependență. Eu una iubesc parfumurile, Dulci, dar nu dulci și atât. Dulce cu ceva. da la mine totul este cu ceva. gurmand cu ceva, floral cu ceva, dulce cu ceva. Și din nou. Hai oh, de mine cum miroase. Port. Deja astăzi am apucat logic că primul lucru când deschid ochii dimineața, duș și parfum, dacă nu aș fi purtat cu siguranță, fix combinația aceasta aș fi purtat-o. Este ceva aș vedea purtată această aromă chiar și în familie la masa de Crăciun sau la petrecerea de Revelion din nou în familie. Chiar dacă este o aromă care strigă o combinație care strigă nu este absolut nimic deranjant și nu este nici tenta aceea obraznică nu aveți o tentă sexy aici nu. Este o aromă pentru o doamnă, pentru o mamă, pentru o fică, pentru o soră și așa mai departe. Este ceva foarte... Nu, nu mai căutăm cuvinte că o iau deja prin bălării. Este delina cu mango, da? Deci este delina cu mango. Pauză de hidratare. Acum, mai avem patru variante. Minutul 30, hai că sunt bine. zilele trecute, tot jucându-mă cu parfumurile, am descoperit această variantă de layering și am rămas pur și simplu trăsnită de cât de bine miroase și am zis nu, facem clip și neapărat trebuie inclusă și această variantă și vorbim aici despre, bineînțeles, suvenir floral buchet combinat cu la Lique le parfum. Da, da. La lic le parfum este genul acela de hidden gem, cum se spune. Eu, din păcate, am varianta de 50 de mililitri, din care am consumat destul de mult, dar cu siguranță va veni și o sticlă de 100 de mililitri, pentru că nu știu cum de-am trăit eu 36 de ani fără acest parfumete în colecție. Doamne! De în afara faptului că la lic miroase incredibil de scump și incredibil de bine pentru prețul care îl are, sper că încă mai are acel preț, dacă îl combinați cu suvenir floral buchet, nișă nișă Deci nu este o aromă ce o poți întâlni la orice colț de stradă, nu este o aromă ce o întâlnești când cu rafturile din Lidl, cum spun eu. Nu. Este genul de aromă din nou duală, duplicitară, cum spun eu, în ce sens? Este o aromă ce o văd purtată din nou, că doar suntem în luna sărbătorilor, la masa de Crăciun, la Revelion, la Munte, unde vreți voi, dar este și acea delina sexy, o delina mai sexy, o delina mai senzuală, o delina undeva pe la jumătatea vârstei, da, a unei femei, că știți că de fapt atunci e cea mai frumoasă perioadă din viața oricărei femei și femeia este, nu știu, are o frumusețe aparte la acea vârstă. Din nou, în opinia mea, dacă greșesc, aia e, lăsați părerea voastră în comentarii. Dar, Delina, această Delină, care deja avea vanilie, da? I se adaugă o extra porție de vanilie spicy cu foi de dafin. Da, suna iurea, însă este nebunie totală. Nebunie totală. Este genul acela de aromă din nou. Mega bombă. Lăsați dâră cu combinația aceasta. Este o combinație ce nu aș purta o zi de zi. Nu. E genul acela de ocazie de moment special. Da? Ori o ocazie... Nu-ți botezuri cu metri și așa mai departe, ori dacă nu, pentru genul acela de cină romantică cu soțul, iubitul, amantul, prietenul sau ce aveți voi. E genul acela de parfum cu un subton sexy. Este o aromă mega-senzuală. Mega-senzuală aici. Bun. Următoarea combinație, nu știu dacă voi v-ați gândit sau voi ați vedea această combinație, însă pentru mine și pentru nasul meu este o frumușață. O frumușață și alta nu. Vorbim de violet de la Alanic, combinat bineînțeles cu suvenir floral buchet. Violet, ca parfum de sine stătător, nu vă gândiți că este fix genul acela de violete pudrate și doar atât. Nu. În violet, vai! Violet, în afară de o mulțime de violete și tenta aceea pudrată, are un. Ceva, o atingere, un acord de piele întoarsă. Știu că nu este listată nota de piele întoarsă. Între timp eu am telefonul la încărcat și caut, da? Dar știu sigur că nu este listată. Însă este ceva ce mie îmi dă la nas ca fiind violete pudrate sau nu. Haideți să vă zugrăbesc cum o fac eu de obicei. Văd pur și simplu o doamnă sau o domnișoară pentru că violet din nou ca parfum de sine stătător este genul acela de parfum fără vârstă. Și o văd îmbrăcată foarte, foarte bine, elegant cu un buchet mare de toporaș în brațe, însă peste dupiesul, să spunem că are un dupies, da? are o jachetă din piele întoarsă, da? Și pur și simplu asta este aroma în sine. Un mare buchet de toporaș combinat cu um, izul acela din jacheta doamnei respective. Și am ajuns la violet, da, și ne spune decât parfum feminin floral cu note intense de vanilie. Nimic, nimic despre cu și despre piele întoarsă. Nici la recenzii, ba da, decât o singură recenzie. Cineva mai spune că este identic cu al Haramain Narshi, sulei parfumat. Nu l-am pe acela, habar n-am dat despre ce este vorba, însă l-am pe wishlist. Da, să revenim la varianta noastră de layering. Deci am pulverizat violet, am venit cu suvenir floral buchet peste și <laughs> nu știu de ce, combinația acestor două parfumuri, în percepția mea și în felul în care îl le resimt eu după nasul meu, mie îmi scoate în evidență, um, din nou, duo bujor-trandafir, da? Este ca și cum păstrăm combinația de bujor și trandafir din parfumul de la Afnan și pur și simplu îi adăugăm ceva pudrat, violetele din parfumul de la Alanic. Și în continuare îi se păstrează acea atingere de piele întoarsă. Este dacă nu sunteți în zona parfumurilor cu și despre piele, piele normală, piele întoarsă și așa mai departe, nu vă sfiiți de acest parfum, deoarece atingerea se resimte foarte, foarte slab, chiar și dacă purtați parfumul de sine stătător, fără a face layering cu altceva. Dar, da. Mă duce din nou <laughs> într-o altă variantă de delina, da? Creăm un alt flanker pentru delina, și anume acea delina de all season. Parcă chiar dacă are acea atingere fină de piele întoarsă, aș vedea această combinație purtată în seriile de vară. Da, aș purta combinația asta bine. Nu uitați de faptul că voi nu luați mota mo ceea ce spun eu aici, pentru că eu de felul meu iubesc parfumurile opulente, da? Eu sunt pe uh, genul uh, smell me before you see me, da? Before, da. Dar da. Este din nou un alt flanker pentru Delina se păstrează în continuare acest ADN, căruia pur și simplu îi adăugăm ceva note pudrate, ceva violete pudrate, însă în momentul în care le combinați nu se resimt atât de tare. Da? Bujorul și trandafirul de aici rămân actorii principali. Să îi adăugăm ceva pudrat și acea notă de piele întoarsă. Următoarea combinație Roș 25, pentru că da, vine de la Dubai Collection și este cu un parfum al uneia din cele mai iubite case Middle Eastern, în opinia mea, pentru mine și pentru sufletul meu, și anume Casa Hadlaj Flor Wood. Da, l-am adus pe acest Flor Wood și el un pic abuzat, dar la câte parfumuri am, credeți-mă că s-a consumat extrem de mult, da? Cei de la Dubai Collection au redus prețul pentru această gamă, Maison Maitre, dacă zic eu bine, și codul meu ROJ25 vă oferă un extra discount de 5%. Revenind la varianta de layering, deci, aș purta flor ud în combinație cu absolut orice, da? În combinație cu absolut orice. Este un parfum cu ADN original de sine stătător. Mă duce oarecum. M-a dus de fapt, pentru că acum s-a macerat și el, da? La început m-a dus un pic în Rar Passion de la Afnan. Acum nu mă mai duce în Rar Passion, mă duce doar în genul acela de dulceață florală. Dar, dar, dacă combinați aceste două parfumuri, da, din nou, de fapt, nu v-am specificat și acum mă uit, niciuna din variantele de layering până, despre care v-am vorbit până acum, inclusiv aceasta, niciuna nu are Is Middle easter. Niciuna, da? Este pur și simplu acea aromă mainstream, este pur și simplu acea aromă feminină, da? Delicată, nu aș putea spune, deoarece aici avem o bombiță și aici avem o bombiță și cam toate variantele de layering sunt bombițe. Sunt parfumuri care nu țipă, urlă, da? Lumea va ști că ești dată cu parfum, garantat. Reveni la această variantă de layering, obținem o delina cu ceva flori de portocal, însă sunt acelea dulci. Habar n-am dacă sunt listate, oricum la fiecare vă las notele pe ecran, însă eu așa resimt. Acea vanilie pufoasă, frumoasă, vanilie florală, da? un iz elegant. O aromă total, total versatilă, dar foarte in your face, dacă mă pot exprima așa. Adică, din nou, nu aveți de-a face cu două parfumuri cu performanțe normale. Nu, astea două nu sunt parfumuri cu performanțe normale. Dar este genul acela de combo cu un iz mult mai elegant față de precedentele. Da? Aș purta cu siguranță la o nuntă, aș purta aceasta aromă la o petrecere, că tot acum e luna petrecerilor la firmă și așa mai departe la locul de muncă, dacă ar fi, da, aș purta, cu siguranță aș purta această aromă. Nu are nici genul acela de izobraznic, da, nu este nimic plin de sex appeal care să te facă să îți faci filme, dar totodată nu este nicio aromă florală banală. Nu, nu. Acum, ultima, dar nu cea din urmă combinație este singura cu is Middle Eastern, pentru că vorbim aici despre Ujud, de la Zimaia, aia, bineînțeles că el nu are cum să lipsească acest parfumel din niciun clip în care avem variante de layering. Nu. Aveți aici unboxingul și primele impresii. Este... Deci am dat două pufuri. Deci gata, s-a terminat, s-a filmul. Bine că e ultima variantă. Este bombă de piper, șofran și elemii în deschidere. Elemii fiind acea rășină cu subton dulce. Ujud um, și acum după macerarea completă nu este acel parfum pentru oricine. Nu. Trebuie să ai uh, un nas cât de cât antrenat, cum se spune, pentru acest parfum. Nu este mirosul acela de designer, nu este mirosul acela mainstream, este fix acel parfum cu apucături de nișă, da? Este adresat o unei categorie aparte de oameni. Că până la urma urmei, de fapt, asta înseamnă nișa. Este o aromă dark, o aromă misterioasă, sensuală, perfect unisex, perfect. Este fix pe linia lui, da? Nu înclină mai mult nici către partea feminină, nici către partea masculină. Dar, dar, dacă combinăm noi cu suvenir floral buchet, o oh, e aici, pur și simplu ai uh, acea delină, <laughs> da? O vizualizezi ca pe o tipă cu o rochiță ultra hiper feminină, însă are o mare geacă de piele pe ea, bocanci de biker, da? e plină de tatuaje, plină de pirsuri și este total, total rebelă și e genul de femeie ce nu urmează trendurile, da? își face ea propriile trenduri. E genul acela de femeie, cum am mai spus eu, nu e la modă ce place tuturor, e la modă ce îmi place mie, da? E la modă ce îmi place mie, eu asta sunt, Delina cu geacă de piele mă cheamă <laughs> și cam asta e toată treaba. Este automat, acesta fiind, de fapt, ambele sunt parfumuri puternice, însă ADN-ul lui Ujud este cu mult peste ADN-ul și îl țineam invers, lui suvenir floral buchet. Chiar dacă și acesta este o bombă, v-am spus și mă repet pe mine, pe pielea mea și în cantitatea aplicată de mine se simte și după duș, Ujud îi cam ia fața, pentru că Ujud este cu și despre șofran, piper, vanilie, rășină elemii și așa mai departe. Dar dacă aplicați două pufuri din Ujud sau cum să spun eu? Da. Mergem pe regula de dublu, ca să mă exprim așa, inventez eu o regulă, că până la urma urmei, în layering nu există reguli. Uh, Layeringul cam asta și înseamnă, da? Ai multe parfumuri sau nu vrei să miroși la fel ca toată lumea, începi și combini, da? Combinând aceste două arome. Garantat nu veți mirosi ca altcineva, garantat veți ieși din anonimat și garantat veți sufoca întreaga populație dintr-o încăpere. Pentru că, nu știu, eu una, la cât de nebună sunt eu cu ghilimelele de rigoare, nu aș purta acest layering în spații închise. Nu. Nu pentru că hai să trăim cu toții și să fie bine ca să nu fie rău. Nu. Însă, din nou, pe o pârtie deschisă. Asta mi-a venit în cap, asta am spus. Uh, la un târg de Crăciun. Da, v-am disperat cu târgurile de Crăciun. Undeva în aer liber, undeva în aer liber, da. Nu ucideți pe nimeni, din contră, um, veți primi enorm de multe complimente. Enorm de multe complimente. Dacă celelalte variante de layering sunt uh, acele arome feminine, nimic cu atingeri de Eastern și așa mai departe, dacă aveți aceste două parfumuri și le combinați, trebuie să fiți oarecum nonconformistă. Din nou, uh, să nu vă pese de părerea celorlalți pentru că aici avem un parfum mega spicy, Oriental, middle eastern, tot ce vreți voi, da? Dar aroma este divină Și începusem să vă spun eu o mică... Voi oricum faceți cum vreți Eu când fac layering cu aceste uh, două parfumuri La două pufuri de ujud uh, Aplic patru de souvenir floral buchet, da? Ca să fie treaba-treabă Sau aplic pe... Uh, o jumătate de corp ujud de la Zimaia, iar pe cealaltă jumătate aplic suvenir floral buchet. Da? Sau pur și simplu treaba aceea nix. Da? Fac chestia asta doar că pulverizez de mai multe ori suvenir floral buchet ca să um, se poată resimți și aroma sa. Da? Să nu, ujud să nu acapareze tot terenul. Fiind un parfum mega bombastic, mega. Mai am din Ujud. Cred că mai puțin de jumătate. Cred că mai puțin de jumătate. E drept, este foarte, foarte puternic, însă pe Ujud este bătaie la mine în casă și eu și soțul meu, da? Ne luptăm pentru acest parfum. Din nou, nu este pentru oricine dacă știu persoane ce l-au cumpărat și au spus, vai, cum miroase, cum poți să porți așa ceva. Da, eu v-am spus tot timpul, nu este o aromă pentru oricine. Nu, este dark, este, este altceva. altceva. Bun, cam atât pentru videoclipul de astăzi. Dacă ați rămas cu mine până la final, vă mulțumesc din suflet. Nu vreți să știți cum miroase aici, deci nu vreți să știți. Dacă nu mă doare capul până seară, asta este un lucru mare, dar vă aștept cu mare, mare drag în secțiunea comentarii, să împărtășim opinii. Dacă aveți această minunăție de parfum, dacă faceți layering cu ce parfumuri faceți layering, uh, dacă aveți și voi din parfumurile ce vi le-am prezentat eu, din variantele mele de layering, tare sunt curioasă dacă vă place și vouă, dacă ați purta așa ceva. Și ce pot să vă spun? Ca de obicei, până data viitoare, vă îmbrățișez din suflet, vă mulțumesc pentru absolut tot uh, suportul oferit. Vă mulțumesc din suflet pentru că mi-ați demonstrat că există și oameni pe această planetuță. Îmi cer mii de scuze. Trebuia să spun de la bun început. În ultimul timp sunt cu un program mai haotic. Am citit, citesc fiecare comentariu lăsat de voi. Promit, nu știu, ori într-o noapte, ori într-o după-amiază când doarme juniorul. Promit să intru să răspund la toată lumea. Știu că am rămas în urmă cu două videoclipuri la treaba cu răspunsul pentru comentarii. Dar până data viitoare vă îmbrățișez, vă mulțumesc din suflet și vă doresc din toată toată inimioara mea zile minunate, fabuloase, binecuvântate și nu în ultimul rând parfumate. V-am pupat!